5 puncte pe ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local Rădăuț s-au dezbătut marți 23 decembrie. Dintre acestea, 3 au scos în evidență respectul autorităților locale rădăuțene față de oamenii valoroși din municipiu. Consilierii locale rădăuțene au aprobat în unanimitate primul punct de pe ordinea de zi privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului tânărului ciubotaru Luca Marius, rădăuțeanul care reprezintă comunitatea cu fruntea sus. Acesta este din luna septembrie delegatul tinerilor din România la ONU. Pentru că suntem în luna decembrie, în luna bilanțurilor, în luna cadourilor, ne-am gândit la tinerii performanți din Rădăuț. Astfel am inițiat câteva proiecte de hotărâri de Consiliu, care au fost îmbrățișate și de colegii consilieri și care vor avea următorul conținut. Acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Rădăuț domnului ciubotaru Luca Marius, care este delegatul tinerilor din România la ONU și este din Rădăuț. Sunt profund emoționat și în același timp onorat de distinția primită. Vreau să vă spun că absolvind în anul 2010 Colegiul Național Rădăuțul Cumuzache, am continuat cu mult entuziasm să mă implic în toate activitățile care au privit tinerii și care au privit în principal studenții, pentru că asta a fost starea mea de activitate. Eu cred foarte mult în potențialul tinerilor români. Cred că există foarte mult potențial în tinerii din România și cu atât mai mult în Rădăuț. Avem exemple vii de studenți, de elevi care au participat la Olimpiade și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată Consiliul și domnului primar pentru faptul că susțineți și încurajați excelența și performanța în rândul tinerilor. Educația și promovarea valorilor trebuie să fie priorități pentru noi, iar din punctul meu de vedere vreau să-mi exprim întreaga deschidere și întreg sprijinul pentru comunitatea tinerilor din Rădăuț și pentru comunitatea locală. Puteți să mâneați diploma prin care se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Rădăuț domnului ciubotaru Luca Marius. Tot în această ședință, consilierii rădăuțeni au aprobat ca prima lună a anului 2015 să aducă premii tuturor elevilor din școlile din Rădăuț, care au obținut rezultate meritorii atât la olimpiadele școlare, cât și la competițiile sportive. Mai mult, și profesorii îndrumători ai elevilor vor primi premii pentru munca depusă. De asemenea, rădăuțenii Tudor Crețu și Șerban Cotos vor fi și ei recompensați pentru rezultatele excepționale obținute în 2014. Tot astăzi aprobăm regulamentul de premiere a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, care au obținut premii și mențiuni în olimpiadele internaționale, olimpiadele naționale, Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Campionatele Naționale Școlare Sportive, precum și a profesorilor care au pregătit pentru obținerea acestor performanțe. Și mă bucur să subliniez că avem o listă cu 45 de copii care au obținut performanțe de nivel național, locurile 1, 2 și 3, în cadrul acestor olimpiade, dintre care 13 la cele sportive, iar restul la cele științifice. Este o cifră deosebit de îmbucurătoare pentru noi rădăuțeni. Sumele încep de la 1500 de lei pentru premiile naționale, coboară la 1400, 1300 de lei și la fel și pentru domnii profesori care i-au pregătit pentru aceste olimpiade. Gala de premiere se va face din bugetul anului viitor. Sperăm că în luna ianuarie să putem organiza acest eveniment. Un alt proiect important pentru comunitate le reprezintă colaborarea dintre Primăria Rădăuț și Institutul Național Bucovina al Academiei Române. În urma acestei colaborări, cultura va fi la loc de cinste în municipiul Rădăuț. Supunem atenție Consiliul Local și încheierea unui acord de parteneriat între municipiul Rădăuț prin Primăria Municipiului și Academia Română pentru editarea unor caiete rădăuțene. Redeschiderea editării de caiete rădăuțene permite o refacere a vieții culturale și nu numai din municipiul Rădăuț, astfel încât să punem în valoare sau să repunem în valoare toate elementele culturale din municipiul Rădăuț. Autoritățile locale rădăuțene le-au pregătit cetățenilor un program special de sărbători. Moș Crăciun va împărți daruri marți seară micilor rădăuțeni. Pe 30 decembrie va avea loc festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, iar pe 31 rădăuțenii sunt așteptați în parcarea centrală la Revelionul în aer liber. Pe copiii rădăuțeni, astăzi la ora 16, îi așteaptă Moș Crăciun în parcul central din fața primăriei, eveniment cu care am pregătit 1500 de pachete care vor fi distribuite copiilor care vor veni
să spui poezii moșului. Revelionul va fi marcat cu un spectacol de muzică populară și muzică ușoară, care se va desfășura ca de obicei în parcarea centrală a municipiului, cu un foc de artificii la ora 12.